bună ziua! Aici ai birou, e liber acces pentru binele locuitorilor. E aici? Bla, bla! Da, prescurtat, bla, bla! Deci ați venit, nu vă puteți uita. Am știut care e treaba, domnule dragă. Eu am venit aici să face și mie un bine, dacă îmi dă-ți vorba despre asta. Și eu-s mai năgăjit, așa. Mm-hmm. Mm-hmm. Da, numai că, știi, nici noi nu prea înțelegem ce înseamnă cuvântul ăla aici. Știi? Nu i-au spus șefii. Așa că noi am luat-o de bună. Cei care suntem aici în biroul ăsta, nu? Așa că... Domnule dragă, și eu s-a cinut la birou, la vietat. Să fac și mie un pic. Ok, bine. Cu ce vă putem ajuta? Am de... Adus lemne acasă, am epusit, am edus fârnul. Nu, domnule. Aici suntem într-un birou. Cu ce vă putem ajuta? Știi, domnule dragă, că am auzit că s-o da lemne a muntelui. Pentru cei care trăiesc... La mare. Cu banii, că legea muntelui pentru cei care trăiesc la mare. Păi, nu s-aș alege în România, care ți-e problema? Frază, și... Și am auzit că filmul ăla cu bătrânul și mare, e vorba despre un salvamontist. Vedeți, să înțeleg că ar trebui un ajutor. Și mă gândeam așa că sunteți de la munte. Da. Și că ce frumos ar fi acolo un sat de vacanță. Apoi, că bine zis, dar la, că, da, tare bine ar fi sal de vacanță, că numai sal de lucru la noi. Noi lucrăm și ziua, și noaptea, tot timpul lucrăm la noi. No. Da. Îți dau un exemplu. Ia să eu când mă duc la cosă, nevastă mea îmi dă o cosă și pe stânga, și pe dreapta, ca să nu fac cursă în gol, știi? Dau cu stânga hâș, dau cu dreapta hâș. Și leagă și o furcă la spate și că să când vă duc să brăști și iarba. Cred că leagă și o lanternă în frunte să mergi și noaptea. Domnule, dar ți-am spus că... Cum să cosezi noaptea? Noaptea? Hai? Cum? Noaptea, să înțeleg că dormi. Cum să cosezi noaptea, bă, în casă? Eu nu mă lasă neva să se ies din casă noaptea. Cosești iarbă în casă? Ai, domnule, eu am înțeles că aici la voi, la birou, sunt oameni cu studii superioare, dar văd că nu înțelege nimic. Cum să costesc iarmă în casă? Okay. Eu, la noi, avem familie tradițională. Și nevastă mea ține foarte mult la să fim familie tradițională. Și de 3 ori pe noapte suntem familie tradițională. Da, da, da. Am auzit-o că oamenii la munte sunt așa... Da, s-o plâns nimeni, dar să-l vezi pe frate meu. Frate meu, când s-o dus odată cu oile la munte, a venit o soaică la oi. Serios? Și s-o lua la trântă cu ea și așa, și cum s-o înfocat ei așa acolo, bă, eu pus-o. Și de atunci fiecare dimineață are mure la ușă. Acasă n-am decât o bucaie tablă pe care scrie numele în familie. Nevastă, l-a pus. O zis că să nu cumva să încurc ușile. Ai bățit? Bă, am știut o gumă, că mai vine la crâșmă, apoi că trebuie. Trebuie, și-o am bățit să... Și din... Să învârte el așa, nu mai nimeni are știut ușa care trebuie. Nimeni la vecina în pat. Oleu, uite, păi da, la noi cât sunt casele de rare la munte, ar trebui să se învârtă pământul ca ventilator. Dar la noi mai simplu. Mai simplu. Aștept să margă bărbatul de acasă și te duci. Dar trebuie să mergi repede, să rămâne singură. Rămâne singură? Nu rămâne singură. Trebuie să mergi repede, mă, ca să ajungi în primii 10. Când bărbat din sat acolo, s-a întâmplat, e frumoasă. Păi e frumoasă, dar nu. Băga o sticlă de horincă.
Am văzut acolo că au venit și băieți din ăștia cu rucsaci în spate, ăștia care se duc la munte, știi? Dar ce făceau acolo? Vină la vorincă? Ce? Nu, că ăștia nu beau apă de izvor. O zis că pe acolo le trece traseul de regulare. N-ai înțeles bine regularitate. Poate la dumneavoastră, ci la oraș, dar la noi așa se duce. Știi ceva, văd că nu ne înțelege, nu ne înțelege. Știi ce? Hai să... Eu am adus aceea, am adus niște cași, niște brânză. Dar niște horincă n-ai adus. Da, bun. Horincă, știi ce? Tu când, până când ai program aceea? Mi se gata în 10 minute și mi-e programul și... Nu, no, știi ce? Merem până la vecina asta mea. Da? Are horincă. Dar nu stă mult. O săptămână e mult.